Vineri, în jurul orei 13, chiar la ieșirea din comuna Dragoslavele, la granița cu Rucărul, s-a petrecut un grav accident de circulație soldat cu victime. Șoferul unei auto-utilitare care se deplasa dinspre Câmpul Lung spre Brașov a acroșat o octogenară care se afla pe marginea drumului, în afara carosabilului și care, în momentul impactului, stătea de vorbă cu un nepot al său. A venit lângă gard, așa, m-a întrebat că a avut fiime o nuntă cu, așa, sunt nepotul ei, e soră cu mama, așa, și i-am dat o gură de suc. Până am lăsat eu sticla de suc, a venit și a luat-o în plin. După marginea, lângă gard, păi n-am mai arunc și poarta. Așa, dumneavoastră erați după gard? După gard, păi eram și eu dus, dacă eram lângă ea, eram și eu tot lângă ea. Se pare că șoferul autoutilitare a pierdut controlul volanului într-o curbă, a ieșit de pe carosabil și a intrat în plin în victimă. În urma impactului, bătrâna a decedat pe loc. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Poliției Rutiere Câmpul Lung, care a făcut măsurători și cercetări. În ziua de 17 iunie 2016, în jurul orelor 13, pe DN73, mai precis pe raza localității Dragoslavele, județul Argeș, s-a produs un accident mortal de circulație în următoarele împrejurări. Conducătorul unei autoutilitare marca Peugeot Boxer se deplasa în direcția de mers Câmpul Lung Brașov. La ieșirea dintr-un ușor viraj la stânga, pierde controlul asupra direcției de deplasare și iese în afara părții carosabile din dreapta drumului, unde accidentează o femeie în vârstă de 82 de ani, care a decedat la fața locului. Poliția rutieră a efectuat cercetări și a întocmit în cauză un dosar penal, conducătorul auto în speță, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.